Cadrele didactice ne-au explicat că elevii învață după o tehnică mai nouă care încearcă să se muleze după personalitatea fiecărui copil. Aici nu există sistem de notare. Copiii învață prin joacă, iar acest lucru le oferă o dorință mai mare de cunoaștere. Eu sunt învățătoare în pedagogia Waldorf. După 22 de ani de învățământ tradițional. E un alt mod de învățare, un alt mod de gândire, un alt mod de abordare al copilului și, pe scurt, e un mod de abordare sufletesc spiritual. Când spun spiritual, nu trebuie să vă gândiți la o sectă, nu trebuie să vă gândiți la, dogme bisericești. Nu e o grădiniță dogmatică, nu are nicio legătură cu niciun cult. E o grădiniță ca toate celelalte, dar o altă viziune asupra lumii și vieții și doar acei copii trebuie să vină a căror părinți vor în acest spirit să-și educe copilul. Părinții alături de copii se simt ca într-o mare familie. Sunt mai apropiați, spun ei, iar copiii vin acasă mai relaxați și fără temeri. Pedagogia Waldorf îi educă totodată și pe părinți care învață cum să gestioneze problemele micuților prin joacă. Am ales-o din dorința de a îi da mai multă libertate copilașului meu în mișcare, în creativitate, din dorința de a-l lăsa să fie el. Asta înseamnă sistemul Waldorf, se lucrează pe copil. Se ia copilul așa cum este și încearcă să-i se dezvolte calitățile lui, iar acolo unde avem mici lipsuri, încercăm să le rezolvăm în sistemul Waldorf într-un sistem mai liniștit, înțelegător. Unul din profesorii Universității Babeș-Bolyai le-a vorbit seara trecută părinților despre pedagogia Waldorf, despre ce înseamnă ea și cum vine aceasta în sprijinul unei educații mai bune a micuților. În pedagogia Waldorf, ca și în alte pedagogii alternative, individualitatea copilului e foarte importantă. Și asta înseamnă că legătura dascălului, a educatoare cu copilul este mult mai complexă și o muncă în plus necesară pentru asta. Clasa Waldorf își desfășoară activitatea în incinta școlii Nicolae Bălcescu.